Spectacole pentru copii, piese de teatru, dar și un spectacol caritabil sunt doar câteva dintre cele mai importante evenimente ce vor avea loc luna aceasta la Centrul Cultural Eugen Ionescu. Astfel, locuitorii din Slatina, dornici de cultură, nu vor avea timp să se plictisească. Avem săptămâna aceasta, miercuri, avem două spectacole pentru copii cu Teatrul Anton Pan de la Râmnicu Vâlcea. Luni, săptămâna viitoare, în prima zi a săptămânii, avem un spectacol caritabil, muzică populară, muzică ușoară și muzică folk pentru colegul nostru Mihai Preda, care are nevoie din nou de ajutorul slătinenilor, din păcate. După care avem un vernisaj de artă plastică, joi, pe 19, și spectacolul de teatru Logornicii a Maltei. Seria evenimentelor va continua cu un spectacol organizat de liceele din Slatina, ce va avea loc pe data de 20 februarie. Pe 26 februarie avem un nou spectacol, Flecărelele femeilor, în regia lui Remus Iordache. Iar pe lângă toate acestea, bineînțeles, Centrul Cultural asigură în fiecare zi, la noi în fiecare zi e ziua porților deschise, ca să folosesc un termen la modă, pentru filmele care se dau atât pentru copii cât și pentru adulți și pentru orice alt gen de activități atunci când sala sau foaierul sunt solicitate. În prezent, slătinenii pot admira fotografiile din cadrul Salonului Național de Artă Fotografică Etnografica, ce vor rămâne expuse în foaierul centrului până la finalul lunii.